mare, aproape 5000 de kilometri, o mare parte sunt făcuți de mine. Wow, cade camera! Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, iar în cele ce urmează o să vă prezint mașina pe care am condus-o în ultimele 3 săptămâni. BMW România mi-a lăsat-o 2 săptămâni și printr-o circumstanță am apucat să o conduc 3 săptămâni. Acum, trebuie să știți că treaba asta cu jurnalismul auto este una destul de grea, pentru că, în general, jurnaliștii de prestigiu sau nu de prestigiu primesc câte o mașină de la o reprezentanță sau de la o marcă, așa, peste un weekend. Și în weekendul ăsta trebuie să filmeze niște chestii foarte interesante, poate cu drona, poate fără dronă, nu contează. Și oamenii trebuie să se gândească, băi, trebuie să zic ceva ce să sune smart, isteț, cumva să se pară că știu acolo. Și uneori este foarte dificil, pentru că nu ai timp. Într-un weekend, în 4 zile, poate chiar într-o săptămână, e greu să îți dai seama ce face mașina, ce nu face, pentru cine e, merită, nu merită. Ei bine, eu am avut-o 3 săptămâni și următorul, nu știu, reportaj sau nu știu cum să-i zic, este sumarizarea părerii mele în urma acestor 3 săptămâni. Așa că până una alta, înainte să-i dăm drumul, vă invit să dați un subscribe și un like la canalul ăsta. Haideți să dăm drumul la treabă! Aceasta este mașina. Este vorba despre un Mini Cooper model 2019, dar această mașină are 5000 de kilometri, este din 2020. Motor 1.5 litri cu 3 cilindri, cutie manuală și puterea motorului este de 136 de cai putere. Acum, voi analiza mașina asta din 4 puncte majore de vedere. În primul rând, imagine. Pentru că noi ne cumpărăm o mașină, indiferent ce zicem, că nu contează imaginea, ba da, imaginea contează și ne interesează chestia asta la o mașină. Apoi ne interesează caracteristici tehnice, așa, cum se conduce, direcție, suspensie, motor și ne mai interesează desigur și utilitatea și fiabilitatea din punct de vedere economic. Bă, merită, nu merită, se devalorizează sau nu. Așa că haideți să începem cu începutul. Imagine. Cum să nu îți placă această mașină? Așa se întreabă unii. Mie mi se pare o mașină frumoasă, interesantă, care respectă anumite trăsături clasice. Farurile rotunde, totul rotund așa și cumva merge pe o direcție istorică, dar reinterpretată de fiecare dată. Mi se pare că arată foarte fain și este o mașină care cu siguranță întoarce priviri. Deci la capitolul imagine stă bine. În general, cred că aceasta este o mașină mai degrabă iubită de femei. Am destul de mulți clienți la Mașina Potrivită care sunt, să zic așa, un 40 de ani, niște doamne de 40 de ani și își doresc mașini de genul ăsta ca să se simtă ceva mai tinere. În general, Mini-ul ăsta este asociat cu ideea asta de ceva fancy și ceva oarecum pentru cineva mai tânăr. Oamenii care sunt un pic mai în vârstă preferă mașina asta pentru că le dă din nou, nu știu, vigoarea asta de tinerețe. Băi, fraților, nu știu dacă e adevărat sau nu, așa mi se pare mie și puteți să mă contraziceți în secțiunea de comentarii, chiar vă invit să fiți și politicoși. Haideți să vorbim acum despre motor și apoi o și conducem puțin să vedem cum se conduce, cum se ține volanul în mână și așa mai departe. Ăsta este motorul B38 produs de BMW și este parte dintr-o familie modulară de motoare, adică B38 este motor de 1,5 litri cu 3 cilindri în linie turbo. Motorul B48, aceeași chestie, dar doar că are 4 cilindri, iar motorul B58, acolo nu e cu 5 cilindri, e cu 6 cilindri. Fiecare cilindru are 500 de centimetri cubi. De obicei, avantajul unui motor cu 3 cilindri versus unul cu 4 cilindri este că cilindrul este mai mare și practic o să ai cuplu mai mare la turații mai mici. Ei bine, avantajul ăsta la acest motor versus un motor de 2 litri dispare. Cu toate astea, mie mi se pare că trage foarte bine. Este un motor dezvoltat de BMW și are vanos și valvetronic, adică variable valve timing și variable valve lift, totul continuu variabil. Îți zic, deci la turații mici trage foarte bine. O să vedem imediat la partea de condus. Nu știu nimic despre fiabilitatea acestui motor. Tot ce știu este că este destul de mic, este ușor. Apropo, toată mașina cântărește 1160 de kg și merge bine.
Pentru comparație, ca să vă dați seama cam ce înseamnă asta, pe autostradă în Germania m-am luat la întrecere cu un Audi A4, 190 de cai. La viteză mai mare, Audi cam pleca de lângă mine, dar nu pleca în grabă. Adică, cumva puteam să stau cu el, dar nu prea, dar nu dispărea, adică nu mă lăsa gen în praf. Prima mașină pe care a fost pus acest motor este... Ați ghicit? N-ați ghicit. BMW i8. Da? Deci ăsta a fost primul experiment cu motorul de 1.5 3 cilindri. După cum ați văzut în compartimentul motor, avem amortizoare variabile, se pot întări sau pot fi mai soft. Un lucru foarte util, mai ales dacă ai în țara ta, că nu e făcută mașina doar pentru România, dacă ai în țara ta șosele netede, atunci mașina chiar este o plăcere să o conduci, sau dacă mergi cu ea pe circuit. Eu am fost pe circuit și stă chiar foarte bine pe curbe, uneori suspensia pare prea moale. Dar pe drumuri publice, în modul sport, suspensia, uite așa îți face creierul. Pam, 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 pam. Foarte mulți oameni zic că un motor în 3 cilindri nu este foarte stabil, are vibrații prea mari. Și m-am gândit să vă demonstrez cu portofelul meu. Are o funcție mini de a veni portofelul la tine în mod automat. Haide, mititelule. Dar nu vibrează excesiv. Adică dacă pui mâna pe el, nu are o vibrație așa de mare cum te-ai aștepta. Deci e ok. Asta nu este V12 să nu vibreze deloc. Acum, pentru a vorbi despre caracteristicile pe care mașina le are în timpul condusului, în timpul mersului, așa, trebuie să și mergem cu ea. În primul rând, cum este direcția? Direcția are trei setări, mid, medium și sport, și este decentă. Mie nu-mi place, în general, feeling-ul acestei direcții, dar odată ce conduci doar mașina asta, te vei obișnui cu ea. Mi se pare că are un răspuns prea greu și este decentă în modul sport. În celelalte moduri, efectiv, nu-mi place deloc, mai ales pe curbe și mai ales pe autostradă, să că acum am luat așa niște linii de tramvai. Ocazie cu care trebuie să vă povestesc despre suspensie. Există trei setări. Green, adică normal, medium și sport. Pe medium suspensia este decentă. Așa. Pe sport este dură și merită să încerci asta doar dacă ești pe circuit sau pe o suprafață foarte, foarte netedă. Dacă mergi cu viteză mare pe autostradă și prinzi de nivelări, suspensia pe sport efectiv îți rupe gâtul. Rinichii și gâtul. Deci este foarte, foarte rigidă și rigidă într-un sens deja neplăcut. Trebuie să mai vorbim despre motor și despre cutia de viteze. Ăsta, după cum v-am spus, este un motor în 3 cilindri, dar nu se simte ca un motor în 3 cilindri și nu se aude ca un motor în 3 cilindri, ceea ce îl face foarte, foarte plăcut. La semafor mă enervează start-stop-ul, știu, pe toată lumea mă enervează start-stop-ul. Motorul este... are foarte mult cuplu, neașteptat de mult cuplu. Pentru a avea ceva putere nu trebuie să-l turezi. Adică trage foarte, foarte bine în a treia la 60 la oră, să zic. Merge într-a patra, deci are putere în toate treptele de viteză. Lucru super, super mișto, fain, remarcabil. Deci poți să-l conduci și într-a doua, motorul se turează fără probleme. Face un sunet plăcut. Nu se aude că e motor în 3 cilindri, adică dacă nu stai să te gândești, frate, ia, conduc motor în 3 cilindri, nu-ți vine să... adică nu începi să te gândești la chestia asta. Cutia de viteze este foarte precisă, îmi place feeling-ul schimbătorului de viteze și treptele se schimbă ușor. Chiar este o mașină plăcută la condus. Sport nu este. Nici motorul, nici cutia de viteză. Dar pentru ce este mașina asta, un Mini Cooper de 136 de cai, atât motorul cât și cutia de viteze îmi plac. Bun, acum că ne-am întors aici static, mașina asta are cauciucuri 195-55 R16, o dimensiune mai ciudățică, cu cauciucuri Michelin Primacy 4. Băi, sunt foarte, foarte bune astea. Am mers pe circuit zilele trecute cu un Mini electric și a fost forjată la foarte mult pe circuit și cauciucurile încă erau ok-ish.
dar oricum, ceva remarcabil. Acum trebuie să vorbim despre spațiu, opțiuni și confort. Spațiu este mic. Cam așa arată spațiu. Există, ușa asta se deschide destul de mult, fiind o mașină în două, și trebuie să ai grijă de fiecare dată când o deschizi și o închizi, mai ales dacă ești într-o parcare. Ca să stai în spate e mai dificil, avem acolo ceva plasă, dar oricum spațiul este mic, iar portbagajul este chiar infim. Să vedem ce avem aici. Cămașa mea și încape aici un rucsăcel. Mai există un spațiu de depozitare aici, dar per total ăsta este un portbagaj mic. Să trecem mai departe. Opțiuni. În primul și în primul rând, scaunele astea sunt de stofă, se poate configura mini-ul ăsta în toate felurile posibile și imposibile. Intrăm acum înăuntru să ne uităm puțin la lista de opționale. În primul rând avem volanul ăsta, foarte, foarte mișto, este super, super bine prelucrat. Îmi place foarte mult senzația pe care o ai atunci când ții acest volan în mână. Și apropo, volanul ăsta se ține foarte bine în mână. Bucata asta este puțin mai groasă decât aș fi vrut, dar per total feeling-ul este unul foarte bun. Și în al doilea rând arată foarte, foarte bine volanul ăsta, iar materialele sunt efectiv de calitate foarte bună. Adică efectiv îmi place volanul ăsta. Avem instrumentarul ăsta de bord, clasic, mini, faruri și fix mașina asta are pilot automat, adaptiv, foarte, foarte ok. Display-ul ăsta, iarăși tipic pentru mini, ia să stau așa ca să se vadă. În principiu aici ai navigație și ce-i fain este că este și cu touchscreen și este ușor de ajuns la navigația asta cu touchscreen. Adică mi se pare un lucru foarte, foarte util. Mai ai media, mai ai ce mai e pe aici, telefon și în general opțiuni din astea decente, tipice pentru BMW. Mai avem scaune încălzite, așa, acolo. Acolo, acum mașina nu-i pornită. Un mini se pornește de la butonul ăsta. Ia să-mi dau scaunul mai în față. Face așa. Și mașina a pornit. Are senzor de parcare. Ăsta este butonul care face chestia asta. Sport, mid și green. Un lucru foarte fain este acest semicerc, îi zic, așa, colorat, poți să schimbi asta, nu de aici, de aici, așa, poți să schimbi culoarea. Foarte fun, foarte interesant. Cam astea sunt opțiunile. În general, butoanele astea arată bine și ai un sentiment așa plăcut de calitate. Știi, când rotești de rotițele astea. Cumva este, îți dă impresia unei mașini foarte închegate. Deci cam astea sunt opțiunile. Per total îmi place foarte mult cum se ține volanul ăsta în mână. Este un volan premium, se simte premium și îmi place tot acest design. Chiar dacă locul prin care vezi în afară este destul de mic, te obișnuiești pentru că e ca și când avea o șapcă cu un cozoroc un pic prea mare. Arată fain. Ce mă enervează foarte, foarte mult este acest schimbător de viteză. Ca să bagi la întâia, așa, a întâia, și ca să bagi marșarier, trebuie să dai un pic mai tare. Un lucru foarte enervant este că atunci când ești la semafor și poate te joci pe telefon, cum facem toți, și uiți că trebuie să pleci imediat de pe loc, uneori zmucești schimbătorul și atunci faci chestia asta. Acum, cu mâna stângă mi este greu de făcut, dar cu dreapta vă zic că iese foarte, foarte bine și riști să accelerezi și să dai în cel din spate. Mi s-a întâmplat de câteva ori, vă zic, este foarte enervant. Totodată, foarte enervant este sistemul ăsta start-stop. Intervine foarte, foarte repede. Cum ai stat puțin de pe loc, imediat oprește motorul. Imediat oprește motorul. Trebuie să-l dezactivezi. Un lucru deranjant este că toate gurile de ventilație au țâmburușul ăsta de aici. Îl vedeți? Este un țâmburuș. Ăsta, ăsta și cu ăsta. Mașina
La mașină nu te poți conecta cu Apple CarPlay sau cu Android Auto. Asta înseamnă că dacă vrei să navighezi, trebuie să-ți pui Waze-ul undeva. Și asta înseamnă că trebuie să-ți atașezi telefonul mobil. Și majoritatea dintre noi avem un dispozitiv, nu știu cum să zic, pe care îl prinzi acolo. Doar că la Mini nu ai unde să-l prinzi din cauza acestui zâmburuș. Și ăsta este un lucru foarte, foarte enervant. Am uitat să vă zic de o opțiune foarte mișto. Faruri cu fază lungă adaptivă, lucru foarte, foarte util când mergi noaptea. În rest, în acest Mini, feeling-ul este puțin claustrofob. Simți că ai o șapcă foarte lungă cu un cozoroc. Trebuie să te obișnuiești și unora le place, iar altora nu le place. Mie îmi place. Dragilor, micul nostru review se apropie de final și trebuie să tragem o concluzie. Înainte de asta trebuie să vorbim și despre aspectul economic. Mi-am notat câteva chestii în telefon. În primul rând, când îți cumperi o mașină nouă, te gândești la fiabilitate. Și asta este o întrebare interesantă, dar mașina are garanție. Nu știu foarte multe despre fiabilitatea acestui motor și noi facem un studiu despre fiabilitatea motoarelor în general, pe asta nu le avem aici. O să fac o secțiune specială pentru această motorizare, pentru că sunt curios ce părere aveți voi, dacă cumva aveți motorul ăsta și ce a mers sau nu a mers bine cu el. Deci, da, având în vedere că este un motor destul de nou, și să zic netestat de-a lungul a 10 ani sau 15 ani, probabil sunt puține date și nu știu să vă răspund dacă m-ați întreba chestia asta. Desigur, trebuie să ne gândim la consum. Asta este o întrebare foarte pertinentă și pot să vă spun că eu am mers aproximativ 3000 de kilometri cu mașina asta, în general în afara localității. Am mers și mai încet și mai repede. În general mi-a consumat între 8 și 9. 8,8% a fost consumul atunci când am călcat-o pe autostradă în Germania și în jur de 8% sau ceva mai puțin când am mers mai încet pe drumuri naționale. Un lucru foarte fain este că atât în treapta a 5-a cât și într-a 6-a trage foarte bine și nu simți nevoia să turezi motorul prea mult și să consume. Astfel o să consumi mai puțin, da? Deci cam asta este concluzia. Cât costă piesele, habar n-am, nu știu dacă sunt scumpe sau ieftine. Și ca un aproape ultim aspect, ne gândim la devalorizare. Acum, nu știu dacă știți, dar BMW-urile se devalorizează, uite așa se duc, mai ales cele scumpe. Și atunci merită să faci finanțare, leasing sau să o iei prin sistemul de finanțare al BMW. Din câte știu, mașina cu cea mai mică devalorizare a BMW-ului este BMW seria 1, urmată de BMW X1. Astea sunt lucrurile pe care le știu, dar sunt informații ceva mai vechi. Cred că Mini ar fi pe locul 3, pentru că mașina în general își menține valoarea datorită faptului că arată oarecum similar modelul ăsta față de modelul viitor, față de modelul viitor. Adică dacă mașina asta primește un facelift, nu-ți lasă impresia, sau este un nou model, nu-ți lasă impresia că vechiul model, gata frate, este nasol, este îngrozitor și nu mai este bun. Și atunci există o depreciere morală și mai mare. Nu. Și-au menținut, istoric vorbind, foarte bine valoarea și N13-urile și toate celelalte modele. Deci mai văd circulând și fiind destul de râvnite și Mini Cooper, Mini One din, nu știu, din 2003-2004. Adică le mai văd pe străzi și arată destul de bine. Întorci capul după ele. Valoare pentru bani. Asta este o întrebare oarecum irelevantă în cazul acestui Mini. Are o bună valoare pentru bani? Depinde ce vrei să faci cu mașina. Dacă cauți o mașină care să spună ceva despre business-ul tău, despre imaginea ta, cu care să te afișezi ca un accesoriu de modă, atunci merită banii. Dacă însă cauți o mașină, te gândești la chestii raționale, confort, siguranță, opțiuni, merită, nu merită, atunci probabil ai putea să-ți cumpere o Honda mai degrabă sau o Mazda sau un Logan sau trei Loganuri, nu știu, îți dai seama, adică mașina asta costă peste 30.000 de euro, nu știu exact cât costă, că n-am aflat, dar sunt sigur că prețul este peste 30.000 de euro și atunci într-un fel merită și în altfel nu merită. Acum un lucru foarte interesant despre mine, că și cu asta vreau să închei. În anul 2012 am filmat primul meu
Mini. Filmasem deja niște clipuri cu Fordul, un Ford, Fordul Cosmin, așa primele clipuri de pe mașina potrivită, dacă căutați o să le vedeți, sunt oarecum îngrozitoare, iar următorul l-am filmat și am primit ajutor foarte, foarte mișto, pentru care sunt foarte mulțumitor, dar mie nu mi-a plăcut cum arătam. Mi s-a părut că arăt efectiv îngrozitor, am o gușă aici nasoală, mare, nasul era disproporționat, fruntea, părul, totul, mi s-a părut, este îngrozitor. Și mi-a fost efectiv rușine să public acest clip. În decembrie 2017 am publicat clipul cu Mini-ul filmat în 2012. Mini-ul îl luasem pentru un client și l-am avut și eu ceva mai mult timp, a fost super ok, era un Mini Cooper și mi-a plăcut tare mult. Mașinile de obicei sunt destul de puternice. Mașinile astea sunt destul de puternice. Modelul de atunci arată similar cu modelul ăsta. Mie mi-a plăcut și atunci, îmi place și acum, dar mi-a luat foarte mult timp să public clipul, deci dacă vreți să vă apucați de ceva business-uri sau de ceva în viață, frate, nu așteptați o grămadă de ani uitându-vă în oglindă și gândindu-vă, da, frate, sunt prea urât, acum asta e, dacă sunt urât sau frumos, este irelevant. Am vrut să vă zic povestea asta. Ca să ajung la chestia asta. În clipul respectiv, spuneam că Mini-ul este ca o pereche de ochelari mai fițoși. Poți să-ți iei și o pereche de ochelari de plastic, așa de ăștia, de la Decathlon, cum am eu. Dar poți să-ți iei și o pereche de Ray-Ban. Și de-astea, desigur, ochelari originali. Dar, în principiu, Mini-ul, Mini Cooper, este ca un accesoriu de modă. Și mă bucur că oarecum mi-am menținut părerea de atunci. Bine, dragilor, ăsta a fost clipul cu Mini Cooper-ul. Mie îmi place foarte mult mașina asta. M-am obișnuit cu ea în ultima perioadă. Merge mai bine decât Ford-ul. Îmi place mai mult direcția la Ford decât la Mini-ul ăsta. Și dacă ar fi după mine, mi-aș cumpăra o astfel de mașină. Da, cu toate că cred că ar merge mai degrabă înspre publicul feminin. Mie îmi place foarte mult Mini-ul. Mi se pare foarte mișto. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. V-ați cumpăra un astfel de Mini? Aveți un astfel de Mini? Ați da banii? Merită? Nu merită? Da, vă rog să ne spuneți și nouă și dacă aveți niște exemple practice despre cum e să trăiești cu un Mini, nu știu, un an, doi ani, trei ani, dacă ai probleme la cervicală, nu știu, la cap, de la zdruncinături. Bine, mulțumesc că urmăriți Mașina Potrivită și până data viitoare, dragilor, v-am salutat! Pa, pa!